La mulți ani în România, la mulți ani în România. Ana Simona este instructor de elicopter de 8 luni. Are 26 de ani și, în ciuda vârstei, a avut deja două serii de cursanți care i-au trecut prin mână. Mărturisește că jobul unei femei în lumea bărbaților nu este ușor, dar toți colegii au grijă de ea. Chiar dacă este instructor, inițial își dorea să ajungă pilot de elicopter în teatrele de operațiuni internaționale. Visam ca toată lumea să mă duc pe baze, să am misiuni. Ulterior mi-am dat seama că asta mi se potrivește și că îmi doresc să ajung să învăț și pe alții ceea ce știu eu și ce am învățat de la instructorii mei. M-am gândit că o să fie mult mai greu față de cum este, dar cred că mă ajută vârsta și faptul că sunt apropiată de ei și putem să discutăm altfel. Mărturisește că toți cursanții sunt emoționați când pun mâna pentru prima dată pe manșa elicopterului. Sunt mândră de ei. Chiar sunt mândră, sunt băieți buni, am avut noroc de cursanți buni. Și e o satisfacție interioară pe care n-am cu ce să o compar. Entuziasmați și nerăbdători, până în momentul în care se urcă prima dată în elicopter. Apoi, după ce se urcă, încep să devină timorați. Pentru că este nou și nu știu ce trebuie să facă, pe ce trebuie să pună mâna, dacă duc mâna undeva unde nu trebuie, se aude din stânga lor de la instructor, nu acolo. Și după aia încep să se relaxeze. Dacă se pricep, se relaxează. Dacă sunt puțin stângaci, încep să fie din ce în ce mai timorați și trebuie să cauți o metodă să-i scoți din această stare. Adrian este și el instructor la baza aeriană Boboc. La cei 27 de ani, el face cursuri pe aeronava IAC-52, primul avion pe care îl pilotează cei care vor să ajungă piloți militari de vânătoare. Acum 5 ani era cursant, dar pentru că s-a remarcat încă de atunci, în scurt timp a ajuns instructor. Este o pasiune care necesită foarte mult timp, foarte multă pregătire, are și foarte multe satisfacții și trebuie să fii dedicat în tot. Le învățăm toate ticurile, le învățăm toate obiceiurile, le învățăm modurile în care se găsesc în ziua respectivă și avem cu ei o relație extrem de deschisă. Suntem grijuliți și devenim părinți, dacă aș putea spune lucrurile acestea, pentru că stau cu noi 24/24. Și cursurile celor care vor să devină piloți sunt afectate. Nu-i mai vedem râzând atât de mult, principalul motiv. Nu le mai putem vedea reacțiile la fel de bine. Noi trebuie să îi supraveghem, mă refer în aeronavă, trebuie să îi supraveghem și să le vedem toate reacțiile. Toate cursurile încep cu inspecția aeronavei. Ne apropiem către elice, verificăm să nu aibă îndoituri, fisuri sau alt genul de probleme. Pentru interiorul motorului verificăm la fel scurgeri de ulei, fisuri. Să nu fie cabluri, conducte. După ce trec prin pregătirea de la școala de la Boboc, piloții urmează mai multe cursuri de specializare. Ultimul dintre acestea este specializarea pe F-16 pentru a putea pilota cele mai puternice aeronave militare pe care le deține România. Iulian a trecut prin toate modulele de pregătire și acum a ajuns să piloteze F-16 Fighting Falcon. Kip, așa cum îi spun colegii, a acumulat deja peste 200 de ore de zbor cu cel mai puternic avion de luptă românesc. Am avut norocul sau ghinionul să mă contaminez destul de devreme cu microbul aviației. Eu fiind din Fetești, practic am crescut pe aerodromul Borcea. Toată lumea a fost și el pilot militar și mă consider un pilot, un copil al Borcei. În 2014, el a terminat studiile Academiei Forțelor Aeriene. Mai apoi a mers la cursuri de specializare în America și în 2018 s-a întors să piloteze cele mai puternice avioane de luptă. E dificil de descris. E un amalgam de emoții și sentimente care te cuprind. E o lume foarte diferită. O lume mult mai complexă, mult mai curată, dar în același timp orice greșeală acolo sus te costă infinit mai mult decât aici pe pământ. Piloții de la Borcea erau nerăbdători să treacă peste Arcul de Triumf din capitală, zbor pe care îl consideră ca fiind unul de mândrie. Era un zbor de mândrie în care vreau să scoatem această armă deasupra Bucureștiului și deasupra Albei Iulia. Dar asta e situația. Astea sunt rigorile acestui moment, din cauza acestei situații cu COVID-ul. Nu avem ce face decât să ne supunem acestor reglementări. România are în acest moment 16 avioane F-16 Fighting Falcon la baza aeriană 86 Borcea de la Fetești.